Domnilor, șomerii care vor refuza să se angajeze nu vor mai primi ajutor social. Legea care prevede acest lucru a fost promulgată în urmă cu puțin timp de președintele Claus Iohannis. Robert Kish vine cu toate informațiile. Robert, un lucru absolut necesar. Am văzut la în premier atâta exemple despre localități în care se stă cu mâna întinsă pentru acest ajutor social, dar nu refuză oamenii diverse lucruri pe care primarii se chinuiesc să le aducă ca ofere de muncă și așa mai departe, dar sunt convinsă că sunt și uh, elemente discutabile, te aștept pe tine cu toate informațiile. Bun găsit! Ei bine, de acum înainte nu vor mai putea face acest lucru pentru că refuzul unui loc de muncă sau refuzul de a participa la acele selecții pe care le fac agențiile pentru ocuparea forței de muncă duce automat la pierderea ajutorului social. Legea a fost promulgată în urmă cu puțin timp de președintele Claus Iohannis. Cel care a inițiat acest amendament, deputatul PNL Florin Roma, susținea că ar fi aproximativ 225.000 de persoane care beneficiază de un astfel de ajutor social social și ar fi apți de muncă. În momentul în care, în forma actuală a legii, de exemplu, abia după a treia oară în care refuzai un loc de muncă, pierdeai ajutorul social. Iată acum, dacă refuzi o singură dată, pierzi acest ajutor social și poți să faci o nouă cerere abia după 12 luni, după ce ai pierdut acel ajutor social. De altfel, în forma în care este promulgată această lege, de exemplu, dacă unul dintre cei din familie care primește ajutor social și din cauză că nu -și mai poate exercita acest, nu mai poate să facă ceva în folosul comunității, nu mai poate să muncească din cauza unor probleme de sănătate, atunci automat altcineva din familie ar trebui să facă în locul său munca pe care acesta o stabilise împreună cu primarul. Acesta este un alt aspect important. Primarul împreună cu cei care primesc ajutor social vor stabili ce au de făcut aceștia. Foarte importante aceste informații.